Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Buzău, Ploiești și Galați, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins ieri la 15 adrese, 12 în județul Buzău și 3 în județul Galați, la mai multe persoane bănuite de trafic de droguri. În urma perchezițiilor au fost ridicate 2 cântare electronice, 4 grindere de mărunțit, mai multe plicuri cu materie vegetală și 60 de grame de substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv, telefoane mobile și peste 12.000 de lei. Totodată, 4 persoane au fost prinse în flagrant delict în municipiul Galați, în timp ce ar fi oferit spre vânzare un plic conținând 60 de grame de substanță susceptibilă avea efect psihoactiv, contra sumei de 12.000 de lei. Din cercetări a reieșit că în perioada ianuarie-februarie 2018, liderul grupării infracționale, un bărbat din Buzău în vârstă de 32 de ani, ar fi achiziționat substanțele interzise de la persoane din municipiul Galați, inițial pentru consum propriu. Ulterior, produsele ar fi fost porționate de acesta și cu sprijinul altor 3 membri ai grupării, cu vârste cuprinse între 21 și 34 de ani, drogurile ar fi fost vândute în municipiul Buzău. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul DIICOT Buzău, fiind cercetate sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinirea unui grup infracțional organizat, precum și de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile avea efecte psihoactive. 6 persoane au fost reținute, iar alte 4 sunt cercetate sub control judiciar.